Artistul vâlcean, stabilit de câțiva ani în Montreal, expune pentru prima oară la Râmnicu Vâlcea 40 de lucrări de pictură și grafică. Vernisajul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea. Lucrările artistului se găsesc atât pe simezele Galeriei de Artă Contemporane din Montreal, cât și în colecții particulare din Canada, Marea Britanie, Rusia și România. Bună ziua! După cum v-a prezentat doamna Stoica, sunteți un vâlcean de-al nostru, însă n-ați avut până acum nicio expoziție aici. Este prima de acest gen, nu? Da, este prima în Râmnicu Vâlcea, dar am mai avut în Călimănești, că am lucrat cu UNESCO Paris, care au o tabără mixtă UNESCO și Primăria din Călimănești, unde am avut o expoziție personală la Casa de Cultură acolo și o expoziție, sau chiar două expoziții de grup. Este prima acum în Râmnic, nu? Da, în Râmnic este prima, care ține de pe 2 până pe 14 sau februarie. Aici. Ce ne puteți spune despre lucrările care le-ați realizat? Câte sunt? Câte la număr? La număr sunt aproximativ în jur de 45 de lucrări, 8-10 picturi și restul, să zic, e grafică, care o putem împărți în anumite lucrări care sunt pe specific logo-uri și pe litere, unele geometrice și unele mai spre caricatură.